Este foarte frig, mai ales pe timpul nopții, însă câinii din padocul serviciului de ecarisaj al administrației domeniului public Râmnicu Sărat nu duc lipsă de îngrijire. În prezent, în padocul de la ADP sunt adăpostiți aproximativ 50 de câini fără stăpân. Tocmai ce am vizitat împreună padocul și ați văzut că avem în jur de 50 de exemplare în adăpost. Ele sunt bine îngrijite, avem hrană pentru ele, avem paie astfel încât cuștile să fie bine încălzite. Avem câteva exemplare și mai mici pe cărora am încercat pe cât posibil să le asigurăm un adăpost cât mai cald. Râmnicenii care vor să-și facă un prieten patruped sunt invitați la padoc pentru a adopta un exemplar. Totodată lansăm invitația iubitorilor de animale să vină să ne viziteze padocul și dacă acolo identifică un exemplar care cred domniile lor că le-ar putea fi un prieten de nădejde și un animalus de companie, îi așteptăm cu cea mai mare bucurie. Care este termenul de revendicare a unui exemplar? Noi așteptăm 14-20 de zile revendicarea animăluțelor. Iubitorii de animale interesați să adopte un câine se pot adresa unității de pe strada Armoniei, numărul 58 bis, din Râmnicu Sărat. Vizitele la adăpost și revendicările câinilor fără stăpân se pot face în intervalul orar 10-18 de luni până vineri.